Teatrul Toma Caragiu din Ploiești continuă și în această toamnă proiectul numit După Blocuri. Practic, se vor pune în scenă în diferite cartiere din municipiu, în aer liber, spectacole din repertoriul teatrului de animație pentru copii și tineret Imaginario. Pentru că a avut un succes poate ceva mai mare decât ne-am fi așteptat, revenim cu cea de-a doua ediție a acestui proiect. Așadar, spre finalul lunii septembrie, ne întâlnim iar după blocuri cu spectacolele Teatrului Toma Caragiu, mai precis cu spectacole din repertoriul secției pentru copii și tineret Imaginario. Nu întâmplător am pus această denumire proiectului După Blocuri, pentru că și nu e doar o metaforă sau cuvintele dintr-un cântec, ci chiar locurile de După Blocuri devin scenă pentru întreg Ploieștiul, pentru Teatrul Toma Caragiu și pentru spectatorii lui. Ploieștenii consideră proiectul binevenit într-un oraș în care pentru copii sunt puține evenimente. O idee foarte bună, mai ales pentru copii, că în Ploiești nu prea ai ce să faci. Așa, pentru ei, măcar, au ce să facă cu ocazia asta. E teatrul la ei în cartier. Da, da, ceva de genul. Am văzut că au făcut și afară ceva în teatrul de vară. Mergi în cartiere. Și e foarte ok. Poate așa lumea va învăța să ducă și copiii. Eu să știi că l-am dus pe fiul meu de când era mic. Important să meargă la teatru? E foarte important să știi. Chiar dacă la grădiniță veneau, eu l-aduceam și aici. Înțelegi? Erau, acum câțiva ani era în... partea cealaltă, fiul meu fiind foarte mare acum, are 20 de ani. Deci mergeam în sala veche și acum am văzut că au făcut, chiar am fost în oraș când au făcut ei spectacolul afară, foarte frumos. Orice acțiune care ajută copii e binevenită. E important pentru cei mici să vadă un spectacol de teatru? Dacă e și instructiv și educativ, cu atât mai bine. Programul spectacolelor ce se vor juca în cadrul proiectului După Blocuri poate fi consultat pe rețelele de socializare ale teatrului. Locurile de anul trecut se vor păstra cu strictețe, la care se vor adăuga alte câteva în funcție de posibilități de desfășurare tehnice, în primul rând, ale spectacolelor. Așadar, din a doua parte a lunii septembrie, ne vedem în sălile de spectacol, dar și După Blocuri. Primul spectacol se va juca pe 13 septembrie de la ora 18:30 în cartierul Malu Roșu.